Ieri seară, micuții din cadrul grădiniței numărul 7 cu program prelungit din municipiul Drobeta, Turnu Severin, au participat la Festivalul Toamnei. Aceștia au cântat, au dansat, având parte de tot felul de activități interactive. Bine ați venit la Festivalul grădiniței noastre, festival numit Mândră-i Toamna și Bogată, ediția a 5-a. Ne bucurăm că sunteți alături de noi într-un număr așa de mare și sperăm să avem o seară frumoasă împreună alături de dumneavoastră, de copii și cadre didactice. Festivalul Toamnei cu standuri care mai de care mai pictate în culorile toamnei, de la frunze viu colorate la roadele toamnei, fructe și legume și până la preparate delicioase, pe toate le-am găsit la grădinița numărul 7 cu program prelungit din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Festivalul a început cu o paradă a costumelor micuților cu specific de toamnă. Cei mici au dansat, au cântat, au realizat frigărui din fructe și legume, coronița toamnei, picturi, iar bucuria li se putea citi pe chipuri. Ați dansat, ați cântat? Da. Din ce grupă faci tu parte? Strofi. Și ce pregătiți voi acolo? Pregătim niște stricruze cu greu, cu seminți, cu babe de porumb. Ce-ți place ție cel mai mult toamna? Să caut ghinde, să mă joc cu frunzele și să mă joc cu colegii mei. Te bucură această activitate de astăzi? Da. Cum ți se pare activitatea? Frumos. Ce îți place cel mai mult? Morcovul care l-am făcut. Tu l-ai făcut? Da. Și ce alte activități ai mai văzut tu aici? Au dansat? Da, au dansat. S-au pus pe scăunele și au realizat tot felul de activități de toamnă. Și au primit și balonașe. Văd că ai și tu un balonaș. Da. Cheamă pe tine? Elena Maria Bălănescu. Și din ce grupă faci tu parte, Elena? Din grupa aceasta. Așa, și ce ați făcut voi astăzi? Ce activități? Multe activități. Și ce ți-a plăcut ție cel mai mult? Toate. Din ce grupă faci tu parte? Din grupa voiniceilor. Ce ți-a plăcut cel mai mult? La prăjituri. Deci prăjiturile au fost delicioase. Ce grupă faci tu parte? Fruturașilor. Ce activități ați făcut voi astăzi, Maria? Am pictat. Conducerea unității de învățământ este extrem de emoționată și încearcă de fiecare dată să realizeze evenimente și activități menite să le dezvolte copiilor abilități precum lucrul în echipă și comunicarea. Astăzi, grădinița cu program prelungit numărul 7 desfășoară cea de-a 5-a ediție a Festivalului Toamnei, intitulat Mândră-i Toamna și Bogată. La acest festival au participat toate grupele grădiniței, ei au fost repartizat în standuri și alături de părinți vor lucra diferite teme. Câte grupe aveți aici? Avem 11 grupe. Fiecare grupă are atelierul dânsei, unii cei mici vor pune murături, sunt mici bucătari, alții vor face frigărui din fructe și legume, grupele mijlocii vor face figurine din fructe și legume, vor realiza, după cum vedeți, coronița toamnei, vor picta un tablou pe folie și multe alte activități. O zi foarte frumoasă astăzi, vedem, suntem la Festivalul Toamnei. Cât de benefice sunt aceste activități pentru micuți? Noi vrem să implicăm foarte mult pe părinți. Considerăm că este un timp de calitate petrecut alături de copii, mai ales în zilele noastre când timpul nu ne permite prea mult niciunuia dintre noi și considerăm că este un timp destul de benefic cu cei mici. Sperăm să facem cât mai multe activități de genul acesta, să implicăm cât mai mult pe părinți alături de noi. Ce activități ați desfășurat astăzi? Am avut activități diverse în funcție de grupe. Noi am făcut fructe și legume hasli, tot felul de legume, fructe, fiecare cum a avut imaginație. Cadrele didactice din grădinița cu program prelungit numărul 7 s-au mobilizat pentru a
pentru a organiza Festivalul Toamnei, ediția 5-a, Mândra-i Toamnă și Bogată. Este o activitate extrașcolară în care s-au desfășurat activități educative și de creație. Mulțumim întregului colectiv al grădiniței implicat, dar nu în ultimul rând copiilor și părinților care au făcut posibilă și au sprijinit desfășurarea acestei activități. De asemenea, părinții sunt extrem de încântați de faptul că se organizează tot felul de activități extrașcolare, oferindu-le sprijin cadrelor didactice pentru menținerea unui mediu familial. Ce părere aveți despre această activitate aici la grădiniță? Părere foarte bună. Ne bucurăm că după toată această perioadă dificilă prin care am trecut cu toți, în care n-am putut să ne mai adunăm și să facem astfel de evenimente, putem în sfârșit să ne revedem și să ne bucurăm de cei mici și de activitățile pe care le au cei mici cu ocazia toamnei de astă dată și sperăm să putem continua cu ele. Am înțeles totodată că și dumneavoastră părinții i-ați sprijinit pe... E normal, în limita în care am putut și noi, fiecare dintre noi, în limita în care ni s-a permis aportul și sprijinul, sigur că da. Repet, ne bucurăm și sprijinim astfel de acțiuni. Cum vedeți dumneavoastră aceste activități pentru copii? Sunt benefice? Cu siguranță că sunt benefice. Viața copiilor și activitățile lor și dezvoltarea lor merge și dincolo de orele de la clasă, de la grădiniță clasice. Și da, cred că sunt benefice. Cu micul mare, toți s-au prins într-o horă a prieteniei, degustând apoi din preparatele delicioase pregătite de fiecare grupă în parte.